10.000 de dosare care ar putea fi soluționate fără să ajungă în instanță zac anual pe mesele judecătorilor. Pentru a fluidiza justiția, statul a mai venit cu o găselniță, soluționarea alternativă a litigiilor. O entitate la care poate apela oricine gratuit pentru a ajunge la o soluție amiabilă, în special în conflictele cu banca. Procedura însă nu va fi obligatorie, iar decizia arbitrului va putea fi contestată de cele două părți. Soluționarea alternativă a litigiilor își propune să fie un frate mai mic al ANPC-ului. Orice cetățean va putea depune o plângere pentru a scăpa de corvoada tribunalelor. Este o variantă facultativă, este o opțiune, nu este o obligatorie. Omul respectiv va putea încheia un document de conciliere, document care, dacă va fi pe plac cu ambelor părți, va avea putere și titlu executoriu. Dacă nu, va fi contestat în instanță în termen de 15 zile. Centrul de soluționare alternativă a litigiilor va cuprinde un colegiu special pentru situațiile bancare. Acesta va fi alcătuit din reprezentanții mai multor instituții: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, un reprezentant al asociațiilor de consumatori din domeniu și unul al societății civile din partea consumatorilor. Se dorește scurtarea termenului de soluționare a unui litigiu. Se dorește crearea unui mediu în care consumatorul să poată să apeleze rapid și etapele să fie mult mai mici. Avocații se tem totuși ca această nouă entitate să nu urmeze exemplul mediatorilor. Ne aducem cu toții foarte bine aminte că nici măcar 1% din încercările de mediere în ceea ce privea un litigiu bancar nu s-au rezolvat pe calea amiabilă. Dacă ne gândim la anul 2012, pe atunci 5.000 de mediatori au reușit să rezolve și să scoată de pe rolul instanțelor aproximativ 7.000 de cauze. Asta înseamnă, la un calcul simplu, că în decursul unui an, un singur mediator a reușit să rezolve aproximativ o cauză. Din punctul meu de vedere, așa cum în trecut nu s-a apelat la mediatori, foarte puțin vor apela la acest serviciu oferit până la urmă și derivând din legislația Uniunii Europene. Cei care doresc să funcționeze începând cu 2016 trebuie să notifice Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care urmează să stabilească exact criteriile care stau la baza funcționării entităților de soluționare alternativă a litigiilor.